În timp ce România este lovită de al patrulea val de pandemie de COVID-19 și în Mehedinți situația se agravează. După luni de zile în care nu a fost depistat niciun caz de coronavirus la nivelul județului, din nou ne confruntăm cu o creștere rapidă a numărului de infectări. În timp ce numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 atinge un nou record de infectări al ultimelor luni, crește și rata incidenței cumulative în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat în ultimele 24 de ore 12 mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 3 septembrie, este următoarea. 363 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 8 persoane se află în carantină instituționalizată, 51 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, iar 36 persoane se află internate în spitalele suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 12 cazuri noi de îmbolnăvire. Rata incidenței cumulative la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,22. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1520 de cazuri noi de COVID-19 în România. Crește și numărul deceselor, dar și numărul pacienților internați în stare gravă. Alte 33 de decese au fost raportate, în timp ce la ATI sunt 345 de pacienți.